Vă salut cu adâncă reverență, sunt Lucian LG și bine ați venit la o nouă viață de poveste. Avem în această seară doi invitați senzaționali și o să vedeți că și viața lor, ca de altfel viața tuturor vedetelor, este o viață de poveste. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit, domnul Lucian. Florinel și Ioana, dragii mei, în această Florinel seară. Florinel și Ioana. Sau invers. Da, cum o fi. O să vedeți că avem foarte multe lucruri de povestit. Mai serios, mai puțin serios. E foarte greu să fii serios atunci când ești cu Florinel. Sunt foarte serios. Da. Florinele, trebuie să începem cu începutul. Toată lumea știe cine sunteți, toată lumea știe, mă rog, ascensiunea voastră, o cunoaștem, tot. Pe mine mă interesează foarte tare înainte să vă apucați de cântat și ce v-a îndrumat pe voi să vă apucați de muzică. Sunteți amândoi din Vaslui? Da, suntem din Vaslui. Așa. Noi, înainte să avem o relație, am fost prieteni. Da. Colegi mai apoi? Prieteni. Concetățeni. Așa. Consăteni. Așa. La noi, la Vaslui, în orașul Vaslui, ca să ne înțelegem. Și eu cântam pe treaba mea, cântam sau țipam, cum era pe atunci. Când te-ai apucat de muzică? Pe bune? Sau... Da. Mă rog, când te-ai apucat de muzică? De muzică? 14 ani, nu? Da, eu cântam. Așa spuneam eu, că virgulă cânt. Când gen s-a lansat? Când te-ai apucat viața muzicală? Da. La 14 ani. Hai să spun cum a evoluat toată chestia. Te rog. Deci eu cu Ioana eram prieteni, cunoștințe, nu eram foarte buni prieteni apropiați, dar ne știam, fiind orașul Vaslui atât de mare, ne știam, înțelegi? Și am fost prima dată, am fost la un prieten de-al meu, la Craiova, nu o să-i dau numele, că poate nu vrea. Ok. Și stând la el acolo, mi-a venit mie deodată să ies în oraș de nebun. Asta se întâmpla la Craiova. Mie îmi plăcea foarte mult când apărea ceva nou, să mă duc cum era înainte, cu CD-urile, cu casetele, să mă duc pe la chioșcurile alea, și ce zic. Și m-am dus, am luat un CD-u, am găsit un număr de telefon pe spate, am sunat, mi se pare că a răspuns Vale Vigelie, cred. Da. Și a zis că el nu se ocupă de artiști, de noi talente. Mi-am încercat iar norocul. Și am sunat la alt număr și mi-a răspuns Adi de la Vâlcea. Și înainte de a povesti, vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Adi de la Vâlcea, dacă tot am ocazia. Da. Te pup, Adi, și eu și Ioana, și îți mulțumesc pentru acest tren pe care l-am avut pe baza lui. N-am avut ocazia până acum, dar acum o să spun că așa e frumos. Da. Așa. Și am sunat la el. El, i-am cântat la telefon. I-am zis povestea de unde sunt, câți ani am și așa mai departe. Mi-a zis că o să-mi dea un număr de telefon și sigur o să mă ia. E vorba de Florin Pește, omul care, bineînțeles, și în ziua de azi, numele Florinel și Ioana îl avem datorită lui și asta știe toată lumea și îi mulțumim și lui Florin Pește pe această cale. L-am sunat după pe Florin Pește, i-am cântat aceeași poveste, sunt din Vaslui, am 14 ani, vreau să cânt și eu. Și i-am mai zis eu acolo, că așa se purta pe atunci. Cântăm și mie, i-am cântat, i-a plăcut, mi-a zis să vin la Drăgășani, eu n-auzisem în viața mai mea. Mai ții minte ce piesă ai cântat la telefon? Nu, tot cu o lingură mănânci. Ia, cum? Nu e o mână asta lume, Doamne, să nu vrea bani să adune, sărăcia ține aproape bogăția, îi desparte bogăția, îi desparte. Și mai era partea. Sărăcia. Melodia asta am cântat. Băi, dacă eram eu Florin Pește, cred că mi-ar fi plăcut ce-ai cântat. Mulțumesc aici, frumos, adică... mulțumesc din toată. Inima i-am cântat impresionant. Și lui. Da, i-am cântat și lui la telefon, mi-a zis să vin la Drăgășani. Eu eram la Craiova, ții minte. Dar ce căutai? Că tu erai din Vaslui, ce căutai? M-am dus la un coleg de-al nostru, Florin Minune, tot un concetățean de-al nostru, da, din oraș. Vasluian, da, stabilit. Vasluian, da, stabilit la Craiova. Și m-am dus la el, el n-a putut să mă ajute, am făcut-o posibil. Nu, așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Și m-am dus la tren.
la Craiova, acolo de nebun. Mi-am luat valiza. Încă nu erați împreună? Nu. Ok. Nu eram, n-aveam nicio legătură. Mi-am luat valiza, aveam o valiză atât și aveam în valiză o pereche de... Nu, da, niște pijamale și o pereche de Adidas noi din bazar luați. Atunci așa era, dacă aveai Adidas cu talpă de spumă, erai șmecher. Aha. Vremurile alea, cine avea Adidas cu spumă, erai cineva. Ai înțeles? În fine, mi-am luat valizoiul și m-am dus la tren. Bineînțeles că l-am sunat înainte să plec de la Craiova și i-am zis, domnul Florin, da, vedeți că eu vin spre Drăgășani. Era vreo 3 noaptea, ții minte. Aveai mare... bani? Nu, niciun ban n-aveam la mine. Aveam un telefon. Un telefon aveam, Nokia 3310. Ok. Știi ce zic de care? Da. Am ajuns în gară, i-am zis că plec, am ajuns pe la 6-7 dimineață. O ploaie și un vânt și un frig afară. În Drăgășani? În Drăgășani. Am ajuns acolo, stânga, dreapta. Am pus mâna pe telefon, țin minte că mai aveam un minut sau două, ăla era tot creditul. Ma. L-am sunat, domnul Florin, bună dimineața, am ajuns la gară. Care Florin, domnule? Nu e niciun Florin. Brenea Florin, bre, sunt eu băietul ăla de la Vaslui, cum nu mai răspund? Cum nu mai ești tu? Nu știu, domnule, și mi-a închis. Am înnebunit. Eram rupt de foame, leșinat, plouat și uscat, cum eram eu pe vremea aia. Acum m-am mai împlinit puțin, foarte puțin. Și facem și noi haz de necaz, că așa e frumos, da. Mulțumim lui Dumnezeu. Într-un final m-a luat somnul. În sala aia de așteptare m-a luat somnul pe scaun, cu capul pe valiza mea. Am dormit, țin minte, de la 7, vreo 2 ore. M-am trezit pe la ora 9. În gară. În gară. Când m-am trezit, erau doi boschetari, că așa, nu da, așa da, se numesc da. Așa pe stradă. Unul în stânga mea, unul în dreapta mea. Zic, uiți-ne, mă, Doamne, ce am făcut. Ai înțeles? Mă uit stânga-dreapta, băi, am rămas nebun, îți dai seama. Eu, copil, slab, vai, de capul meu. Pe aia doi a trimis Dumnezeu. Deci a trimis Dumnezeu, că altfel nu avea cum să fie. Erau ăsta din dreapta, avea un păr așa, în cap. Ăla era mai pricăjit, ăsta era mai haladit cum ar veni. Aha. Și am zis, băi, am și o rugăminte. Știi cumva unde stă Florin Pește? Da, cum să nu știu? Păi și poți să mă duci, uite, am și eu papuce ăștia, cu talpă de spumă, eu i-am explicat tot, din bazar, de la Vaslui, nu sunt făcători. Nu știu cât sunt pe ei, 300 de mii sau nu știu cum era atunci, știi? Da. Îți dau Adidas și ăștia dacă mă duci la Florin acasă. Am trecut pe... Băi, tot știa. Deci băiatul ăla tot știa, toată povestea. Am trecut pe lângă spital, la Drăgășani, acolo, și că uite, aici e casa lui domnul Florin Pește, în construcții, acum și-o face nouă, dar el nu stă aici, hai să te duc la apartament. Eu. Bă, tot știa. Am coborât mai la vale, am intrat în bloc, mi-a zis, uite, aici la partier stă Mr. Juve. Eu nu auzisem, nu știam cine da. E. În fine. Hai de la etajul 1 stă Florin Pește. Dă-i pe scări, ajung la ușă. Jumătate de oră am bătut la ușă. N-a răspuns nimeni. Zic, mamă, ce fac acum? Într-un final a răspuns. A deschis ușa, Luciane. S-a deschis cerul. A deschis ușa. Deci eu, poate nu mulți telespectatori știu chestia asta, eu sunt înalt de câțiva ani buni, cum ar veni. N-am cum să zic de mic, că n-am cum să fiu. Dar numai că eram slab. Asta era. Înălțimea mea de vreo câțiva ani buni e aceeași. În fine, deschide omul ușa, când se uită la ușă, face așa. Da. Îi zic, eu sunt băiatul ăla de la Vaslui. Vai, hai, intră! M-a băgat înăuntru. La vreo câteva zile să-mi zică, i-am zis, băi, Nea Florin, că eu așa îi spuneam atunci, vorbeam ca la noi, la Vaslui. Îi zic, bre, Nea Florin, dar cine ai răspuns la telefon? A zis că am crezut că ești urât. Așa mi-a zis. Ăsta a fost răspunsul. Ai înțeles? După care... Trebuia să scot eu, trecuse un timp, bine, m-am șmecherit și eu, făcut și eu multe boacăne de astea, că eram copil, frate, nu știam. Greșim noi acum, mai mare, dar păi. La vreo câteva luni îi spuneam lui Daniel, îl chema, nu? Da, cameraman. Cameramanul îi spune. La vreo câteva luni i-am zis lui Daniel, băi, Daniel, n-ai și tu vreo gagică pe aici? Mă șmecheristem și eu, știi, după unde câteva luni. La Drăgășani, la Florin, acolo. N-am, domnule, cu tare, în fine. Acum,
la ea să ajung. Că ea a vorbit prea mult și de asta trebuie să intervin. Eu o știam pe Ioana. Dar până să ajung la ea, eu trebuia prima melodie să o scot cu o fată. Nu mai știu cum o cheamă, nu, nici nu mai știu de pe unde e, pe unde e acum și pe unde era atunci. În fine, am tras melodia respectivă, am filmat videoclipul, n-a fost să fie, n-a vrut Dumnezeu. A zis Florin, bă, nu e ce trebuie, știi vreo fată pe la Vaslui? Gândul meu era la ea. Eu îmi plăcea de ea de când eram mic, ai înțeles? Aha. Deci îmi plăcea de ea rău de tot. În cum fine, cânta mai... sau de ea? Nu, de ea. Aha. Și cum arăta și o iubeam cum ar veni, de mic, ai înțeles? Vream să o iubesc, ăsta era visul meu. În fine, ea mai avea, mai venea de alea, vai, cât are, eu leșinam, îți dai seama, eram fiert. În fine, și am zis, băi, cunosc eu o fată la Vaslui, e și frumoasă, cântă și bine, are și bani, n-am zis așa, glumesc. Cum o cheamă? Ioana. Și nu știu ce era atunci, Mirc. Mirc, da, da. Păi nu știu, acum Mirc, câți ani? E acum Messenger sau ce era? Messenger, da, da. Oricum vorbeai pe cameră, știi? Da. Eu aveam o sală unde mă duceam și dădeam câte 2 lei să mă joc GTA, să mă joc câte o oră. Da, da, da. Și când nu mai aveam bani, mai trecea din când în când. Și câteodată îmi dădea și câteodată nu. Și o înjuram. Ai înțeles? A, bine, fă, nu-mi dai bine, lasă. Știi? Numai de asta. În fine. A sunat-o a doua zi, a plăcut, i-a cântat și a venit Ioana. A apărut Ioana deodată. Și noi eram ca frații, după un anumit timp. Nu, tu, eu eram cu Laura. Da, era cu Laura Vas. Și mi-a spus că e la Florin Pește și nu auzise, sincer. Stai, că am 1000 de întrebări și pentru tine. Păi și ce, imediat ai convins-o așa? Hai cu mine și ai mers? Nu, noi înainte, gen, ne întâlneam prin oraș și cântam. Ok. Cântam pe stradă. A, de vă cunoșteați, dar nu vă iubeați, n-aveați nimic. Nu, eu o vroiam, dar... Aha, aha. În fine, a sunat-o el, a convins-o, așa. I-am zis, cheamă Florin. Dar i-am cântat și eu la telefon, bineînțeles. Dar ce familia ta nu ți-a spus nimic? Mama, tata, ceva? Păi nu, că asta e ideea. Soacra mea, la vreo săptămână, două după ce vorbisem, s-a dus la mama și a zis că uite că Florinel l-a sunat și vrea să meargă Ioana la Drăgășan să adică cânte, le era să... drag una de alta, știi? Ok, ok. Cumva să intrăm. Și a zis că bine, ok, mergem împreună cu Ioana și a mers și mama și soacră mea cu mine la Drăgășan. Eu deja eram acolo când am văzut pe Ionica. Uite-ne, mă, Doamne! Ce vârstă aveți? Ce vârstă? Dar voi sunteți apropiați de vârstă, nu? Sau? Eu sunt mai mare cu un an și 8 luni. Ea m-a corupt. Mă înțeleg. Eu n-am vrut. Dar acum câți ani aveți? Eu am 32. Fac 31. Acum. 15 martie. Mucles. Ei, da, și eu 33. Acum pe 15 martie fac 32 de ani. Și ea face 42. Bun, și ați ajuns la Florin Pește amândoi, nu? Da. După o perioadă, stai, să o luăm treptat, iubirea mea frumoasă. Așa, așa. A ajuns acolo, ea zburda printr-o parte, eu zburdam prin altele părți. Ok. Și într-o seară, nu știu cum dracu s-a nimerit, ne-a luat somnul pe amândoi în același pat. Băi, să... Bă, dar deodată, bă! Dar nu pot să cred, zău! Băi! Băi! Am zis, vai, tu ești soro! Și a zis, da, frate, haide! Să înceapă distracția! Câți ani aveți? Ce a început? Ce vârstă aveți? Eu aveam. Aveam vreo 17. 16 ani. 16 ani și un sfert. Și dragostea e mare și totul a început la Drăgășeasul. Da, dar nu, până atunci... Da. Eu trăgeam foarte mult de ea, adică o vream pe bune și rău. Ea nimic, domnule, să te mai maturizezi puțin, că nu ești, dacă îți revii cumva, bineînțeles, până a intrat ursul în peșteră. Că pe urmă, știi ce a spus? Ești cel mai perfect bărbat din viața mea. Ok. Ok. Și ați tras piesa acolo. Nu, da, era prima, da, a fost melodia aia, pe urmă... Care melodie? Deci prima noastră melodie a fost Doar pe mine tu mă vrei. Și îți putem cânta și refrenul. Era că stăteam, jos era studio, avea apartament, era studio și sus stătea Florin. El stătea jos, dormea și eu dormeam sus cu fata lui Florin.
Okay. Și eu dormeam cu... Și asculta seara că făcea melodia aia și îmi plăcea așa de tare, mamă, eram așa de entuziasmat. Cum era melodia aia? Dar pe mine tu mă vrei, se vede în ochii tăi. Se citește dragostea în ei. Nu mai bate. Spunem da sau spunem nu, poate îmi vezi la fel și tu. Că eu ție ți-aș da sufletul. Asta e prima voastră piesă cântată împreună, nu? Asta da. Deci de aici ați plecat. Prima noastră melodie, Doar pe mine tu mă vrei. După care... Și după aia? După aia am făcut Cred că toată lumea știe. La 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 la. Da. Da, un videoclip extraordinar. Și când a venit hitul ăla mare? Te iubesc oriunde ai fi? Da. Trebuia, noi, mi se pare că eram la un spectacol. Și Florin deja lucra la piesă. Textierul era la pescuit, pe baltă. Și l-a sunat Florin, Aditex, da. Și l-a sunat Florin și i-a zis, am nevoie urgent la linia asta melodică de un text. Și el era cu undița pe baltă și i-a zis, te iubesc oriunde ai fi, de 1000 de ori pe zi. Te iubesc mai mult cu fiecare minut. Și a ieșit mare hit. Da, bine, că noi vrem să facem cu... Și ca să spun, să audă și Florin, să nu mă creadă nu știu cum, eu n-am vrut, nu mi-a plăcut melodia asta. Nu? Și a vrut să-i o dea lui Nicolae Guță. Și eu, în mintea mea, rebelă, i-am zis lui Ioana, băi, dacă vrea să-i dea melodia asta lui Nicolae Guță... Înseamnă că o simte bine, nu? Înseamnă că e melodie bună. Hai să o cântăm. Da, și o asculta mereu în mașină, când plecam undeva, o punea și iau. Și spunea, băi, sigur nu-ți place. Nu-mi place, nu e foc. Eu vreau să spun... Mie îmi plăcea, eu am stofă de boieră, alea îmi plăceau mie. Da. Ai înțeles? Cum s-a schimbat viața voastră din momentul în care ați devenit numărul unu peste tot? Piesa asta a fost bombă. Ne întâlneam cu toți artiștii. Nu era cum e acum, cu internetul ăsta și cu era, dar nu era așa... Dar știa toată lumea piesa, era virală, era peste tot. Și crede-mă că au fost momente când vroiam să fim și noi filmați sau înregistrați sau să ne vedem și noi. Dar noi n-am prins firul ăsta, filmul ăsta, trenul ăsta. Nu știu, așa a vrut Dumnezeu. Păi dintr-o dată voi erați de cunoscuți, ați venit de la Vaslui și dintr-o dată a început să sune telefonul. Păi vă vrem. Da, pentru că toată lumea, cine sunt copiii ăștia, de unde a apărut? Doi copii de la Vaslui, Florinel și Ioana. Doi îndrăgostiți. Dar voi n-ați conștientizat că din momentul ăla s-a schimbat viața voastră nu. Cu piesa asta? Nu. Păi eram prea copii. Adică eu, unul. Copiii din ziua de azi au gândirea mult mai dezvoltată decât o aveam noi atunci. Generația din ziua de azi, noi eram încântați să facem poze. Să nu vă gândeați la... Bine, până într-un final, când am început și noi să învățăm una alta, da, mai învăța bine. Unul altul, poate cu răutate, poate nu cu răutate, ai înțeles, dar ne-au deschis creierul, cum ar veni. Ați început să faceți și bani, nu? Bani mai puțin, mă înțelegi, dar nu ne era suficientă faima. Noi asta vroiam. Pe noi ne încânta când ieșeam pe stradă. Vai, uite pe aia, uite, cea mai mare mulțumire era. Eu nu mă interesau banii sau niciodată. Și asta poate să o compreme și Florin. Ne mulțumeam cât ne dădea Florin, într-un cuvânt. Eu tot orice bănuț îl făceam, mă duceam la Florin ca la tatăl meu. Mă duceam cu banii așa și spuneam, uite, Florin, ăsta i-am făcut. Ai înțeles? Și țin minte că ai zis că pot să zic orice. Țin minte, prima dată, când am furat din șpagă eu. Și vreau să o spun. Deci vreau să o spun. Și țin minte și unde. Am avut o cântare. Păi și stai mă, ca să spun de ce. N-am furat de nebun. Acum de câțiva ani am început să fur iar de nebun. Nu mă glumesc. Primii bani. De ce i-am furat? Că eu nu puneam mâna. Nu ferească Dumnezeu. Apăruse telefoanele alea, nu mai știu cum se chemau, 63i sau nu știu. Nu știu. Băi, pe vremea aia Nokia cu MP3. Ma. Știi? Puteai să asculti muzică pe telefon. Băi, și mi-l doream atât de mult și am făcut atâția bani în seara aia, nu mai știu câți bani, dar foarte mult și numai dolari. Băi, un porbagaj de dolari am făcut. Ai înțeles? M-am dus cu ei și a pus acolo. Dimineața eu luasem deja suta aia. Că era o sală de internet la Drăgășani acolo și l-am întrebat pe băiatul ăla. Băi, câți bani e telefonul ăsta? Și nu știu cât era suta atunci. Și mi-a zis gen 3 milioane. Și eu știam, băi, eu trebuie să iau 3 milioane neapărat. Îmi doream atât de mult telefonul ăla, încât eram înnebunit.
În fine, am luat 100 de dolari, a doua zi m-am dus, că noi când ne trezeam ne duceam sus la el, la cafea, stăteam, ne învăța, vezi aia, cu tare, cu tare, în fine. Și i-am zis, bă, la masă, la cafea, i-am zis, Florine, știi că nu pot să mă ascund de tine, să știi că am furat 100 de dolari. Ce ai făcut? 100 de dolari am furat-o, lasă-mă, n-are nimic. Cumva el m-a încurajat, mai fură, tată. Ai înțeles? Și a zis, nu are nimic, stai liniștit, dar ce vrei să faci cu ei? Am zis, îmi doresc foarte mult telefonul ăsta și trebuie să-l iau, neapărat, că asta e. Bineînțeles că mi-am luat telefonul ca să nu creadă altceva. Și de acolo a început toată aventura noastră și m-a dat și pe la școală. Ce nu mi-a mai plăcut la școală? El, Florin, m-a dus la școală, mă ducea dimineața cu mașina, mă ducea acasă. Deci băi, multe trăiri. Te-a ajutat mult omul ăsta. Multe trăiri, da. Și lumea asta din ziua de azi, nu știu, e prea... Dar acolo... cât timp ai stat tu la Florin? Cei mai mulți ani din viața mea. Așa mult? Câți ani? 2 ani, 3 ani? 2 ani. Cam 2 ani. Dar bine, noi în timpul ăsta am plecat de la Florin, s-au întâmplat niște chestii în studio, cu niște oameni. Am stat mai mult din 2 ani. Nu mai știu, oricum, cam 2 ani. Așa, după aia am plecat la Pitești. Da, la altcineva, în fine. Bun, acum a tot vorbit Florinel, stai să mai întrebăm și pe tine. Cum îl vedeai tu când erai tu mai mititic, așa? Te gândeai vreodată că o să fii cu el, că o să rămâneți familie de atâția și atâția ani? Îți dai seama că nu mă gândeam. Dar oricum îmi era drag și mie mi era drag. Știi ce se întâmplă? În viața de cuplu, ăsta a fost un șoc pentru voi, faima și chestiile astea. De cele mai multe ori, unul e într-o parte sau unul în cealaltă, știi? Este foarte greu ca și cuplu să rămâi unit când dai de atâta faimă, nume, nu? Sau? Da, pe poate de asta s-a întâmplat și fel și fel de chestii neplăcute. Și cu gelozii după aia și cu... Certuri, gelozii, certuri, da. Băutură. Pe mine mai ales m-a decăzut cel mai rău băutura. Și mi-o asum și o spun de față cu toată lumea. Nu mă interesează pentru că mi le-am tras. Deci mi le-am tras. Ai avut o problemă cu băutura? Da. Deci eu mi le-am... Nu mi le-am asumat. Le-am tras. Că nu știam eu ce înseamnă cuvântul ăsta. Și mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat așa. Poate astăzi nu mai eram unde sunt acum. Dar sau ce? Poate nu mai ce aveam familia pe care o am și copiii mei. Foarte multe lucruri urâte. Nu, ce ai avut o problemă cu băutura la ce mod? Cu băutura la modul că unde mă duceam trebuia să beau, trebuia să fac panoramă, trebuia să mă fac de râs. Trebuia, eu la băutură mă auzeam numărul 1, deci nu mai cânta nimeni ca mine. Nu se exista solist. Și eu de fapt cântam Tarzan. Ai fost alcoolic? Nu. Nu, alcoolic nu, deja e un cuvânt prea mare. Da. Alcoolic când te treci dimineața și faci așa, atunci. Nu. Dar noi, cum cântam zi de zi, dacă o mai țineam un an așa, cam pe acolo era. Ai înțeles ca idee? Și m-am făcut de râs, am stricat-o cu mulți și cu colegi de-ai mei și uite cu Vale Vigelie, care îmi cer mii de scuze și îl iubesc și respect. Și cu mulți colegi de-ai mei. Ai înțeles? Cu... Dar bine, că ei... Au înțeles-o. Uite, Vale Vigelie. Un om cu capul pe umeri. Un om... trecut. Dar care-i treaba? Care-i faza cu Vale Vigelie? Cu Vale Vigelie. Am fost la Craiova, țin minte, eram cu mai mulți. Exact atunci când am scos Te iubesc corând de fier. Exact atunci, la o săptămână, două. Că ăla a fost cea mai mare băutură. Și atunci a fost, cred că, și prima băutură. Mi se pare că da. 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 Așa? Dar mi-a pus cineva ceva în băutură. 20 de grame atât am băut. Eu țin minte. Atât. Și am turbat. Deci nu mai eram eu. Da, gen, plecam de la cântare și s-a dat jos din mașină, n-a vrut să mai plecăm. Când? Atunci. În fine, și am luat-o de nebun pe Craiova, pe o stradă, prin Craiova. Pe o stradă, țin minte tot, eu țin minte. Dar nu țin minte ce am vorbit, nu țin minte ce am făcut, cum s-a întâmplat. Printre rânduri, așa mi-aduc aminte. Ai înțeles? Țin minte că era, mergeam de nebun pe stradă, ea țipa după mine, eu înjuram, să-mi bag, să-mi fac. Deci nu eram beat, eu nu eram băut. Mi-a pus ceva, nu frate, mi-a pus ceva. 16 ani? Da. Și ce i-ai spus lui Vali? Sau care a fost? Nu. Și eu mergând așa pe strada aia, că veneam numai... Era un teren de fotbal, frate. Și erau niște oameni acolo, ca să nu le zic, niște... Da. În fine, oameni.
Și m-au văzut. Băi, uite-l pe Florinel, băi, hai cu tare să moară, să facă, hai la el cu tare. Eu cum eram în spumele mele atunci, că nici eu nu știam, unul a scos telefonul, dar eu mai vedeam. Și chiar dacă n-aveam cum să văd, că eu eram prea turbat. Băi, viața mea, ce spui de Șușanu, să-mi bag, să-mi fac, ce spui de Vale Vijelie, să-mi bag, eu nu mai știam ce vorbeam atunci. Ai înțeles? Și imediat a doua zi, Dumnezeu să-l ierte pe Petrică Cercel, să-i fie țărâna ușoară, l-a sunat pe Florin, pe Pește. De ce? Pentru că a doua zi se postase pe YouTube, filmarea aia cu mine, când eu eram mort. Și a auzit Vale Vijelie, a auzit Șușanu, Juve, cine a mai fost inclus și atunci în subiectul ăla. Și am înjurat pe toți, foarte urât. Ai înțeles? Lucruri pe care eu nu pot să-l mai schimb și nici nu mai pot să dau timpul înapoi. Și de aceea vreau să-mi cer scuze, din suflet, tuturor colegilor mei. Sunt 14 ani de atunci. Deci tuturor colegilor. Și lui Vale Vijelie și toți cei care au fost incluși. Aia a fost cea mai mare de cădere a noastră. Deci de atunci s-au rupt multe da, intrări. Și multe... de când am plecat de la Florin la alt studio, n-au mai fost piesele la fel, n-au mai fost... Compozițiile, pentru nu? Pentru că nu-i mai ardea nici lui. Ai înțeles? Că nu-i venea să creadă. El avea foarte multe, foarte, cum să zic eu, așteptări mari. Pe noi, Florin vrea să ne bage într-o altă lume. Da, să ne ducă la un nivel gen Dan Bitman. Ai înțeles? Da, la alt nivel. Povesteai ceva că alergai după morți? Cum? Băi, era, acum vezi din, cum se zice, agonie în extaz, nu? Sau da, da, da. Băi, eu, crescând în Mahala, înțelegi? Ce înseamnă Mahala? În Mahala, adică... la țigani. Okay. Cum e la noi. Cred că în fiecare oraș are mahalaua lui, știi? Da. Ai înțeles? Băi, și abia așteptam să moară câte unul. Ai înțeles? Băi, când auzeam că a murit Gheorghe, mamă, nenorocire, hai dați! Tu erai bucuros? Băi, eram cel mai fericit. Dar nu numai eu, mai eram vreo 4-5. Și spun și de ce. Stăteam în spate, știi cum merge ducă să... Înainte, lumea în spate. Noi eram în spate la mașină când ducea mortul și așteptam să curgă din cer fisele. Că era de alea de 5.000. Să șmecherise, erau de alumină, nu se mai auzeau. Și mulți îi pierdeam, că nu le mai auzeam pe unde cădeau, pe unde, știi, când era suta aia, s-auzea fierul ăla. Ei, la aluminiu, muream, pierdeam 20-30 de mii. Ai înțeles? Și de ce? Le așteptam. L-o strângeam banii toți, cât s-ați făcut, la 45.000, la 32.000, că mai erau și de 100 și de 5.000. Te duceai cu colindul, cu... Până la colind, nu, eu acum vorbeam strict de morți. Ai înțeles? Dumnezeu să ierte că nu râdem, Doamne ferește. Dar eu eram cel mai fericit că aveam bani să jucăm barbut. Deci noi după ce se făcea cheta, haideți cu metre, cât s-a făcut? Cât e în joc? 150.000. Hai la barbut. Eram cel mai fericit. Și vis-a-vis de barbut, îți mai zic o întâmplare. Aveam eu trei prieteni foarte buni, dar nu o să le dau numele. Și mă chemam fiecare... Nu, deci cea mai mare pățanie de la jocul ăsta, de la barbut, am pățit-o tot în Mahala la mine, la Vaslui. Mi-a luat pijamalele după mine. Deci m-am dus acasă în chiloți. Și știi unde am jucat? Într-un cort făcut din cerceaf. M-a răcorit repede și am plecat în chiloți acasă. Când am ajuns acasă, mare bătaie mi-a dat bunica mea. Ai înțeles? S-au dus și banii, s-a terminat și cu barbutul și cu toate jur că aș mai trăi încă o dată chestiile astea. Ai multe vicii? Acum sau în trecut? Acum nu, am avut. Păi ți-am spus cel mai mare viciu care consider eu că ăsta e cel mai rău, nu neapărat pentru mine. Cel cu băutura. Cel cu băutura. Și bineînțeles, cazinourile noastre, cele de toate zilele. Au. Cum l-ai suportat tu? Păi prin asta se denotă faptul că... Și... Chiar mă iubești. La un moment dat am decis să luăm o pauză definitivă, gen că... Ați fost despărțiți, nu? Nu. Nu, ne refeream... Pauză cu
ne refeream strict la, la jocuri. Ok. Ai înțeles? Că ajunsesem la un moment dat de jucam în familie. Ai înțeles? Ne ceam amândoi, bineînțeles, plecată de la mine, ca să nu mai existe discuții. Hai nevastă, mâncați. Haide, amândoi. Tu, dar voi de cât timp sunteți împreună? 16 ani. Și de 16 ani ați tras unul cu altul și ați trecut... Eu am trecut prin foarte multe, crede-mă. Crede-mă că am trecut, cred că și de asta ară de 80. Ai înțeles? Nu, dar care e mai gelos, tu sau el? Eu. Da? Da. Și recunosc că am cea mai frumoasă femeie din lume, pentru mine. Bravo, frumos. Ai înțeles? Și eu și pup pe treaba asta. Ai înțeles? Frumos. Și cea mai frumoasă mamă pentru copiii mei. Foarte frumos. Păi la evenimente mă gândesc că e foarte greu să reziste o relație de asta, soț-soție la evenimente, la cântări, la... Nu? Luciane, atâta timp cât există încrederea asta și pe unde am fost eu, că sincer să fiu, în ultima vreme, pe unde am fost, am fost singur. Ai înțeles că nu mai stau copiii, nu vor să stea cu nimeni, sunt talentați, bineînțeles că numai cu foc, numai cu noi fac chestiile astea. Când sunt cu bunicilor, n-au nicio treabă. Dar uite, e o contradicție în termen. E foarte dificil pentru tine să cânti singur. Și tu și ea. Că nu, voi vă știe lumea, Florinel și Ioana. Dacă spui doar Florinel, care Florinel? Păi Florinel și eu și când mă reprezint și mă duc singur, cum spun? Că... Bună seara și bine v-am găsit, vă spune Florinel și Ioana. Și ea Ioana... e acasă cu copiii. Așa zici? Păi da, cum vrei. Trebuie să respect soția oriunde. Trebuie să-l sunăm pe Florin Pește să-l întrebăm treaba asta, că... De ce n-am mai pus un nume, ceva acolo? Și mamă, mi-am adus aminte de... Mi-a venit o pățanie de asta, mi-a venit acum, dacă îmi permis să o zic. Te e rog. Tot o trăire de asta de-a mea, după la Pitești. Eu frecventam, nu știu dacă pot să zic locația. Nu, așa. Așa, în fine, era un restaurant, așa? Un club de lăutari care ieși acum în Pitești. Și m-am dus acolo într-o seară, țin minte că mă certasem tot cu ea, tot de la jocuri, iar ai băgat, iar ai făcut, a, da, bine, hai că mă duc să beau. Eu aveam, știi, dacă nu era cu jocuri, era cu băutura. Dacă nu era cu băutura, bă, ce aș merge la un pescuit, ai înțeles? Tot să cheltui, mă, ai înțeles? În fine, am plecat, m-am dus la clubul respectiv, dă-i, am plecat strâmb de acolo. Când am coborât pe scările alea, am coborât nu știu cum, mi-a ajutat Dumnezeu până jos. Ai înțeles? Și n-am avut nicio julitură, nimic. M-am urcat în mașină, am plecat, ies din parcare, la sensul generatorii, mă trage miliția pe dreapta. Bună dimineața! Ma. Bună dimineața! Actele! Ce dracu, mă, ce acte să-ți dă? Actele, domnule, de ce vorbiți așa? Băi, ești prost? Chiar nu mă știi? Ma. Ce a spus, domnule? Bă, tu chiar nu mă cunoști sau mă iei la mișto ce faci eu cu gura mare? Dar cine sunteți? Sunt Florinel și Ioana, mă, ești nebun. Tu nu mă știi pe mine? A început milițianul să râdă. Ai înțeles? Bineînțeles că mi-a luat permisul. A fost wow! Ai înțeles? Și m-am potolit. Și iar am avut o cădere de calciu. Iar am luat-o cu șprițul. Pormă, iar m-am liniștit și acum sunt liniștit de vreo câțiva ani. De vreo 3 ani. Ai înțeles? Mulțumesc Dumnezeu. Bă, da, prostii, Doamne. Pupaia și tălpilii lui. Dar el așa a fost efervescent toată viața lui, de când îl știi tu, tot așa? Da, energic, așa. Da. Eu așa sunt. Interesat, mereu. Adică eu nu sunt. Să facă, să... Ia spune-mi tu, să care, bat, este, să joc. Care este principala lui calitate? Ai grijă ce vorbește acum. Ia. Principala lui calitate? Da. Păi nu știu, în primul rând cântă bine. Da, nu pentru tine. Oh ca my God! Ca soție te întreb. Știu, e cel mai bun soț ai din lume. Este fidel. Deci asta e o calitate. De iubește, își iubește familia și... E familist. Da, chiar e. Și chiar vă sfătuiesc, băi, ăștia care vă... Adică dacă e ceva, familie. Simt, dar de mulți ani n-am mai simțit. Ok. Și tu, Florinele, dacă te întreb despre Ioana... Și adică, și vreau să mai specific ceva, îmi spune, te rog. Îmi spune orice, deci nu îmi spune azi, nu îmi spune mâine, dar peste 3 zile îmi spune 100% tot, deci absolut tot. Ca să înțelegi, tu am mai călcat strâmb de vreo câteva ori. O gagică, una, alta, am trecut peste. Păi nu, mă refer atunci, la început, că așa era, nu era da. Credibilitatea aia, ce zic. Dar nu îi spuneam o săptămână, vorba ei, 2-3 zile, 4, dar parcă mă simțeam eu... murdar, ai înțeles?
sufletește mă refer, nu mai zic fizic, ai înțeles? Da, da, da. Și spuneam, bă, uite, am fost, am făcut, am greșit, a, e, și am trecut peste toate. Și uite că e lângă mine, soția mea frumoasă. Dacă ar fi să facem o, să tragem o concluzie, a fost o nebunie de-a ta, ai vrut neapărat să te apuci de cântat, era un hobby, o pasiune de-a ta, ai ajuns unde a trebuit, ai bubuit, după care ai avut un pic de declin din ce înțeleg eu de la tine, nu? Și asta datorită faptului că nu ai știut să gestionezi foarte bine succesul, sau? Nu neapărat. Da, e, ba da, e și chestia asta și faptul că era copil, na, nu era... Eu, la mine nu conta, eu când eram beat sau bine băut, nu conta că e Vasile. Eu în 10 minute îi spuneam toată viața mea și ce am făcut, cea mai mare prostie. Și vorbeam cu cel, și cu cel, și cu ăla de la gunoaie vorbeam. Și poate cu asta și cu asta am pierdut. Vezi tu, că dacă ești un pic mai, cum să zic eu, nu găsesc cuvântul, nu mai nu popular vine sau mai secretos? Nu, să fii mai retras, să fii mai fițos oarecum, să fii, să știi să-ți prețuiești numele ăla. Nu, la noi nu era, nu ne-am gândit niciodată. Deci niciodată, cine era ăla? Deci noi era deja scoasă, Te iubesc oriunde ai fi și noi mergeam cu trenul, ca idee. Deci noi când am făcut Te iubesc oriunde ai fi, mergeam la Vaslui cu trenul. Noi mâncam pufarine pe tren. Noi nu realizam. Ai înțeles? Și de asta n-am știut să prețuim. Ori după toată întâmplarea asta am decis să ne retragem. Și toată lumea s-a întrebat, băi, dar de ce n-ați bine, au fost și multe mai... chestii în spate, dar n-aș vrea să le vorbesc. Dar nu are rost. N-are niciun rost. Au trecut. Îmi imaginez că deveniseți un nume și producătorii erau cu ochii pe voi. Foarte ar mult. Fi încercat cumva să vă separe, că ar fi crezut că unul dintre voi cântă mai bine, el ăla, nu? Cam astea, bănuiesc că sunt discuțiile. Da. Nu neapărat asta. Au fost foarte, foarte multe... mărșăvii, sau cum să le zic, la mijloc. Au fost foarte multe manevre, foarte multe... Pentru că era vorba și de foarte mulți bani în ceea ce vă privea. Da, dar noi dormeam. Eram copii, frate. Eram copii, niciodată nu ne-a interesat. Că noi n-am plecat de acasă, în primul rând, de foame. Dar care a fost momentul vostru? Prea mult. Și eu îmi doream de mică. Toată lumea m-a întrebat, ce te faci când o să fii mare? Da, asta. Aha. Vă amintiți vreunul dintre voi care a fost cel mai momentul culminant al carierei voastre, cel mai tare concert unde a simțit că aveți succes într-adevăr? Țin minte că tot la Timișoara sau la Arad, unde am fost atunci? Peste tot. Nu știu, oriunde, peste tot am avut. Ceva mare, rău. Deci ceva mare. Nu, la Botoșan? Nu. Da, oricum, era plin, erau 3.000, 3.000 de oameni. 3.000, 4.000 de oameni. Da, și atunci ne-am dat seama, am zis, băi, noi chiar și suntem... Și chiar atunci am început să ne facem și noi banii. Da, să realizăm oarecum, știi? Adică, na. Și la un timp ne-am separat și ne-am dat seama când nu mai avem nevoie de nimeni. Chiar dacă nu mai scoate nimic, nu mai vrem să avem... Asta ca să înțeleagă lumea, că noi am ales. Noi am ales pauza asta... Noi am ales, ne-am axat mai mult pe noi, pe liniștea noastră și ușor, ușor a venit și copiii. Acum, momentan, suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Mi-am făcut propriul studio, că ăsta a fost visul meu, am studioul meu. M-am învățat să lucrez cât de cât, nu profesionist. Sunt la un nivel cât de cât acceptabil și suntem bine, suntem ok. Dacă ar mai fi vreo piesă ca aia, acum, să mergeți să bubuie cum a bubuit piesa aia, să fie un mega ultra hit. Cum ai manageria situația? Ai ști să o manageriezi? Mamă, la cât de călit mă simt după toată istoria asta din spate, crede-mă că nu, noi ca oameni aceiași. Deci nu ne-am schimbat, nu cred că ne-ar schimba cu nimic. Tot, eu tot nebunul de Florinel sunt, ea tot liniștita de Ioana și tot așa. Ai înțeles? Doar că aș ști cum să mă comport în public. Ai înțeles? În societatea din ziua de azi. Ai înțeles? Aș ști cum să le gestionez, vorba ta. Aș ști.
altfel, acum știu cum să le iau, ce să fac. Ai doi băieți, ce îndemni să facă de acum încolo? Care este viitorul pentru ei? Ai încercat să le trasezi ceva, să-i duci într-o parte în alta? Deci nu vorbesc strict de copiii noștri. I-aș sfătui și pe telespectatori. Să-și lase copiii să facă ce vor ei. Să-și aleagă ei singuri. Noi încercăm să-i îndrumăm. Da. Și fiecare părinte își vrea copilul să ajungă undeva sus. Da. Să nu ajungă pe afară. Mă referam la faptul ei îndemnat să se apuce și ei de muzică? Da. Noi asta ne dorim. Da, dar nu prea. Când erai mică, pe cine imitai tu? Aveai tu pe cineva, vreo fată, vreo femeie pe care... Pe Andrei. Andrei? Da. Liberă. Cum e? Eram fan rău. Da? Da. Ia cântă că îți dau 10 suți. Ia. Liberă la mare. Băi, la felul când... Dar făceam spectacole, ce crezi, la bloc cu pături, cu... Eu aduceam toate alea îmbrăcăminte. Cât era spectacolul? 5.000? 5.000, era de alea, de 100, de... Spectacol pe bune, 500. Le luai bani la copii ca să le cânti? Da. Și așa cântai? Spectacole cu cortină, trăgeam cortină. Și tu erai Andrei? Da, eu. Și mai era încă o fată cu tine sau erai singur? Mai aveam o verișoară care era cu mine. Și tu care erai? Bălanca sau Antonescu? Bălan. Dar zici și de sora ta. A, da, și cu Laura. Eu am fost foarte bună prietenă cu Laura Vas. De mici eram prietene și... Și ei tot din Vaslui, nu? Da. Când a luat atunci numărul lui Dan, am încurajat-o, era și rușine, na, era și ea mică. Când a luat numărul lui Dan, care Dan? Da, Mursuc. De pe copertă. Cum ți-am povestit eu? Și am încurajat-o, du-te, fată, că e bine, du-te acolo să cânți cu copilul de aur, să faceți acolo duet. Și s-a dus. Și voi, tu te cunoști de cu Laura de mici? Vă cunoașteți? Da, mergeam la discotecă amândouă, la... Bine, și tot. Acum, tot timpul o sună, tot timpul vorbim. Da, ei, mai rău, da. Mai rău. Da. Foarte tare. Deci povestea voastră, faptul că voi v-ați dus la Florin Pește, a încurajat-o și pe ea să se ducă la... Nu, ea era înainte. Era dinainte. Ea ne-a încurajat. Ea ne-a dat nouă. Băi, știi? Aha. Da, deci ne plăcea, când a apărut, îmi plăcea foarte mult cuplu. Sorin, copilul de aur, și Laura Vas. Da. Pe ei a fost singurul cuplu. Da, după care singuri, am venit noi, tot de la Vaslui, cu forțe noi, ai înțeles? Și cam ăștia eram. Da, și tu erai cu Andre, nu? Da, când eram mică. Dar tu știi cum cânti? Știu, dacă mă întorc cu spatele, zic că ești Andre. Bălanca. Mersi, mersi. Andreea, mai fă o strofă, te rog. Și tu, Florine, tu pe cine imitai? Eu? Da. Dacă nu era copilul de aur, eu nu cântam. Pe bune? Jur. De ce? Cum? Nu știu, l-am iubit și îl iubesc prea mult pe Sorin. Și mi-a dat mie, nu știu, curajul ăsta. Mi-am pus căștile în urechi. Aveam un de la... Nu mai știu cum se numește. De la care se desfăcea așa. Așa, în fine. Da, Țipam prin casă de nebun după el. Și ziceam, bă, ăsta cântă mai bine ca mine. N-are cum. Și, bine, n-ai și înțeleg? Pe Adrian îl ascultam, deci era... Și azi așa, mâine așa, poi mâine așa. Tot așa și iar așa, țurai, țurai și țura. Și ai repetat după el până... Da, nu. Copilul de aur și nu numai eu, credem. Mulți. Deci după ce a apărut copilul de aur, se credeau mulți copii de aur. Ai înțeles? Printre care eram și eu. Bine, mie mi s-a îndeplinit dorința și visul. Ai înțeles? Sunt prieten cu el, vorbesc cu el, îl iubesc, îi transmit multă sănătate. Dar n-ați făcut nicio piesă împreună? N-am făcut, dar... Cred nu se știe. Da. Pe cred viitor, că o să mi îndeplinesc și visul ăsta. În timpul interviului și în timp ce noi discutăm, de multe ori simt că în ochii tăi văd lacrimi. De ce-ți vine să plângi? Băi, nu începe cu de asta. De ce vrei să plângi? De ce plângi? Zii de ce plângi. Mai ars. De ce plângi? Zii sincer. Ce te... Simt... Păi nu mai pot acum. Am un nod. Mi-aduc aminte, frate, de toate greșelile și de toate trăirile. N-ai înțeles? Și eu sunt o persoană care nu pot să mă ascund.
Mie dacă îmi vine să plâng, trebuie să plâng. Și tu plângi? N-ai înțeles? Zis. Pentru că ăsta sunt. Ăsta sunt și îmi cer scuze. Da. Ăsta sunt. Pentru că am avut prea multe trăiri. Știi? Și greșeli. Și pe care le regret. Lume, multă lume rea, multă lume rea. Care au... Mai ales acum cu TikTok-ul sau cu astea, cu astea? Doamne Dumnezeule, toată lumea are dreptul să își dea cu părerea și mi se pare cel mai josnic lucru. Pentru că eu n-am cum să vorbesc de tine, Lucian, dacă nu te cunosc. N-am cum să dau cu părerea. Bă, ești prost, bă, ești deștept, bă, nu știi nimic, bă, du-te, fă cu tare. Dacă nu cunosc, niciodată. Nu. Eu... Și știi de că mă abțin să nu plâng? Dar nu pot. Pentru că așa sunt eu. Eu nu sunt... Poate așa mă crede lumea, actor. Așa m-a lăsat Dumnezeu. Mie dacă îmi vine să râd, râd. Dacă îmi vine să plâng, plâng. Ăsta sunt eu. Ăsta e Florinel. Și cam atât. Și îți mulțumesc că m-a răcorit. Și acum am nodul ăla, dar sunt ok, gata. Da, e o emisiune frumoasă și asta pentru că eu îi cunosc de mult și știu prin câte au trecut ei, știu și toată lumea este conștientă de faptul că trebuie să știi să gestionezi foarte bine celebritatea, dar este cumplit că nu o poți gestiona tu și o gestionează alții pentru tine. Atunci este cel mai rău lucru. Da, așa este. Vezi că să scoți o piesă e noroc. Poți să scoți o piesă și mâine să fii numărul 1, dar poi mâine? Și cred că de asta plânge el, că își dă seama despre... Nu, eu, da, și de asta, dar uite, vezi tu, atunci când s-a întâmplat neplăcerea asta pentru noi, când cu discuția cu colegii mei, când i-am jignit, Adrian Minune mi-a zis o mare vorbă și asta e valabil pentru toți din ziua de azi. Cu o floare niciodată nu faci primăvară. Trebuie să muncești. Trebuie să accepti multe, poate, care nu-ți plac. Dar ca să-ți atingi scopul, trebuie să lași capul în jos. Înțelegi? Și mi-a zis, mare vorbă, Adrian Minune, cu o floare nu faci primăvară. Trebuie să tragi din greu. N-ai cum să mergi cu nasul pe sus după o melodie. Melodia aia va trece. Ca și viața omului. Așa e. Totul e trecător. Important e să rămâi om, indiferent ce ai pe lumea asta. Să fii om și să-ți vezi de treaba ta, e cel mai important lucru. Da, doamnelor și domnilor, cam asta a fost povestea de viață sau viața de poveste a acestui cuplu minunat. O să vă spun sincer, și mie îmi vine să plâng, nu știu de ce. Florinel și Ioana... Un cuplu de care o să mai auzim multă vreme de acum încolo și asta pentru că despre talent putem să vorbim despre orice. Dar dacă oamenii ăștia n-au talent, înseamnă că nu ne mai ocupăm nici noi cu muzica. Și nu o să ne dăm bătuți niciodată. Asta este cel mai important. Asta e cel mai important lucru, crede-mă. Un interviu purtat cu lacrimi în ochi, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun că în această lume în care domnește ura, minciuna și necredința, dragostea rămâne atributul oamenilor frumoși. Sunt Lucian LG, Taraf TV.